Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Invitatul din studio este Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara și bine ați venit la studio. Și prin telefon vom face legătură cu Sergiu Nazaria, doctor în istorie, doctor habilitat în științe politice. Îmi propun astăzi să discutăm despre relațiile moldoromâne vis-a-vis de relațiile moldoruse a Republicii Moldova, despre sondajul care a fost făcut public astăzi și despre intervenția în Constituție care până la urmă a trezit niște controverse și experții vorbesc despre lucruri de neexplicat, niște momente pe care, pe un drum incorrect dus de unele partide politice, drumul Republicii Moldova care pseudo-idee promovată cu vehemență de un partid politic din Republica Moldova. Moldovenii la întrebarea când a fost mai bine cu rușii sau cu românii, mai în glumă, mai în serios, spun când rușii au plecat, iar românii n-au venit. Asta ar însemna că, dacă vorbim în haine politice, că noi ar trebui să punem accent pe o idee națională și să ne dezvoltăm ca un stat integru, neutru, un stat care să-și întărească viziunile sale, ca un stat care poate duce politici de vecinătate și cu unul și cu altul și are niște politicieni cu verticalitate? Numai decât, pentru că să o luăm de la început. Republica Moldova este un stat suveran și independent. Misiunea politicienilor este pentru a păzi acest stat, pentru a face tot posibil ca oamenii dintre această țară să trăiască decent și să vadă perspective pe viitor, să poată să-și crească copiii aici acasă. Pentru că noi vedem ce se petrece în lume, pentru a fi un stat independent sau un popor sau o națiune, pentru a fi independent, suveran, trece prin diferite revoluții, războaie, diferite crize politice. Chiar un exemplu acum îl vedem în Catalonia, când au ieșit atâta lume în străzi și au fost bătuți cu bestialitate de acești polițiști, au fost bătuți așa, europenești, așa, în forul acest într-o democrație așa europeană cum este. Noi am văzut adevărata față acestei democrații. Un stat se luptă și un stat se impune. Noi, Republica Moldova, nu suntem excepție și este greșit faptul că mulți din politici spun că independența ne-a fost cadonată. Nu este corect. Noi, moldovenii, acest popor mult am suferit pentru că să ajungem la momentul ca să fim independenți și suverani. Și este important ca să putem păstra această suveranitate, să putem folosi de ea în momentul când o echipă, un grup de polițieni uzurpează puterea în stat, este o problemă a noastră, a tuturor. Pentru că la problema sau la întrebarea de ce trăim noi rău, este evident, răspunsul este pe față, dar ce am făcut noi între ăștia 26 de ani, dar unde este cultura noastră politică de a înțelege fenomenele care sunt în Republica Moldova? Pentru că la noi toți înțelegem politică și o iubesc să critice. Dar unde sunt acele mesaje de viitor, de a construi viitorul ăsta nostru? Sau mai bine spus mesajul, ce vrem noi de la clasa politică? Pentru că clasa politică se gândește pe termen scurt cum să se îmbogățească. Pe termen lung mai puțin s-au gândit. Într-un stat mic cum este Republica Moldova, chiar și mai mare în perioada de tranziție cum este Ucraina, se formează acestea grupulețe, acestea echipe de oameni corupți care încearcă mai departe să-și iasă din mocirla care sunt ei, din problemele care sunt. Și asta e problema că nu sunt independenți, sunt ghidați de undeva. Și în momentul când polițianul este ghidat de niște putere din afara țării sau de niște sponsori așa mai mari, el nu poate să facă pentru popor. Și el la moment gândește, fur cât pot, apoi dispar sau plec sau mă duc. Noi cunoaștem polițieni moldoveni care au fost de top și acum sunt în afara țării. Ei au plecat, ei își cheltui bani acolo, își deschid afaceri. Noi cunoaștem mulți
oameni funcționari care sunt de stat, care își scot banii din țară și pleacă, sau copiii nu învață și pleacă după hotare. Și este o problemă în felul cum înțelegem noi independența, suveranitatea de la omul simplu până la un funcționar de stat. Exact. Pentru că noi suntem responsabili toți. Și în momentul când se începe alegeri și prin sat vine o mașină sau vine acolo cineva și începe a împărți cadouri, dă-ți întrebarea, cui dai votul? Pentru că mâine sau poi mâine îți dau un pachet cu alimente, dar îți va lua iarăși și sufletul. Și este o problemă a noastră, a moldovenilor, că avem puțină implicare. Este o problemă a organizațiilor care sunt de tineret. O problemă chiar a partidilor politice. Uitați-vă care este mesajul la partidii care îți propun a fi de opoziție. Maia Sandu și Năstase. Ei se luptă toți cu companionul de business al domnului Plahotniuc, președinte Partidului Democrat. Uitați-vă, Năstase, tot accentul jos Plahotniuc sau lupta împotriva... Oamenii simpli s-au săturat de luptele lor, s-au săturat de toate aceste promisiuni, de dușmani externi, interni. Oamenii simplu vrea niște condiții. Și de împărțirea aceasta intenționată a poporului nostru, care spre est, spre vest, ea doar a fost impusă. Să știți, dacă e mai ușor să dezbinși, să cucerești, dacă omul simplu va medita mai altfel și nu s-ar împărți singur între aceste tabere, polițienilor le-ar fi greu, pentru că polițianul iarăși face actorie această politică. Hai plecăm înspre Moscova, toți, ura, mergem încolo. Hai mergem în Uniunea Europeană, iarăși toți în Uniunea Europeană. Unul spune, dar în România pensia este atâta, hai să fim fericiți. Și este o problemă că această eroare este dus simplu cetățean. Și începe a gândi aceasta cu concepțiile astea care le propun sau le dă în vis polițienii. Pentru că de a vedea unde noi suntem la această etapă actuală este elementar necesitate de o analiză de făcut. Când vezi că în sat, în Mahala, a rămas numai o persoană și așa sub 80 de ani, asta este o problemă. Sau când vedem oamenii n-au unde se duce la spitale, pentru că spitalul este în centru raional, mai este o problemă. Sau este închisă școala, sau... Și mai mare problemă. Și când se strâng toate rezultatele la acestea probleme, suntem un popor de oameni nefericiți. Dar de ce? Ne punem o întrebare. De ce? Păi e elementar. Când noi trimitem deputați în Parlament, îi trimitem pe un partid, ei acolo trec printr-o mașinărie și iese prin alt partid. Adică el pleacă cu un scop și acolo ceva se întâmplă să... și iese un alt efect, un alt rezultat. Pentru că iarăși nu este această demnitate în polițianul moldovean. Se schimbă, se dă după bani, se corupe. Și în mare parte, polițienii care sunt de top și au în mâinile sale procuratura, Ministerul de Interne și mai au alte metode, iarăși acționează asupra la cercul ăsta de polițieni mai de rang mic. Și se petrece această corupție la nivel național. Și în momentul ăsta, clar că nu putem să vorbim de o idee națională. Aici noi vorbim de momentul de a supraviețui. Un funcționar când nimerește acolo, văd, dă sfur, dar eu ce-ți fac? Și este problemă că dacă tăți a sfuri și el n-a sfuri, pentru el a să fie o problemă. De atât că mâine poi mâine a să fie înlăturat dintre acest sistem. Am spus în mai multe emisiuni, este important de a schimba acest sistem, a da pești cap. De a veni cu oameni noi, de a veni cu oameni competenți, de a veni cu oameni care cunosc care este situația la noi în țară, de a veni oameni care pot număra, elementar. Avem simpatie către acest președinte, către Igor Dodon, pentru că este un economist și el poate număra. Oameni buni, uitați-vă, în momentul când Rusia are sancțiuni la toate țările, avem posibilitatea să faci comerț cu ei. Acum uitați-vă ce se întâmplă. Tot nordul Moldovei, acum toamna, duc mașini întregi, tiruri întregi, cu prune, cu mere, cu diferite conserve în Rusia, în Belorusia. Dar de acolo vin bani. Și aceștia bani se duc în buget. Noi vedem că au crescut în mare parte între a treilea trimestru toate datele privitor la export în Rusia, în Belorusia. Asta și sunt pensiile noastre, lefile noastre sunt. Acestea sunt bursele pentru copiii care învață în universități și este o perspectivă pentru ziua de mâine.
În momentul când accentul spune pe aduce soldații noștri cum au plecat la acelea acțiuni de în Ucraina, este o problemă. Noi punem accentul ca să-i servim la o parte dintre acești giganți care fac geopolitică împotriva la altcineva. Dar aceste jocuri sunt temporale, pentru că lumea se schimbă. Sau mâine pui mâine se vor împăca între ei. Președintele Igor Dodon, în repetate rânduri, a menționat cu îngrijorare că actuala conducere se joacă cu geopolitica un pic și aceste două puteri mari ar putea într-o bună zi să se împace. Și atunci noi unde vom fi? Ce vom face noi? Deștept vom privi între ghilimele la acțiunile pe care le facem acum? În mare parte din Rusia vin mulți bani de la oamenii care muncesc acolo, pentru că au posibilitatea să muncească și întreții familiile acasă. La moment, eu cred, totuși că perspectiva se va dezvolta totuși această țară. În moment când tu ai atâția oameni acolo, care trebuie să te gândești la ei, hrănesc această țară. Trebuie să te gândești, nu trebuie să ieși ca armă împotriva Rusiei. În moment când noi facem comerț cu Federația Rusă, logic, putem să fim mai așa cu minte de evrei, așa cum fac evreii. Hai să trăim bine cu toți. Și cu acela și cu celălalt. Hai să trăim bine și cu Uniunea Europeană. Poate Republica Moldova întreține relații de prietenie și concomitent și cu România și cu Rusia? Poate, numai decât, dar trebuie să fim într-adevăr suverani. Și iarăși noi să știm că România nu este atât de neutră sau nu este atât de suverană cum ni se pare noi, pentru că România în mare parte au și ei problemele lor. Dar pentru noi este o țară care, în primul rând, suntem vecini. Într-a doilea rând, noi suntem în mare parte rude. În România trăiesc peste 8 milioane de moldoveni care sunt tot a noștri. Avem o istorie comună, avem o națiune comună. Asta noi toți știm. Avem o religie în mare parte. Asta este țara. Da, un actor important aici joacă Uniunea Europeană, care partea familiei este România. Este important să avem relații bune cu România și chiar mă bucură faptul că în ultimii ani România încearcă și se implică pozitiv în ajutorarea cu aceste fonduri europene, în școli, în grădiniță, în muzee. Este bine. Cine știe, mâine poi mâine, peste 5, peste 10 ani, timpurile s-au mai schimbat. Poate noi, ca Republica Moldova, vom putea ajuta România. Dacă țineți minte în anii 88-89, când veneau românii încoace la noi și cumpărau tot de pe magazine, atunci partea aceasta noastră de Basarabie, cu mult erau mai bogați după decăderea în anii cei de Uniunea Sovietică. Era un rezervă aici, și cu televizoare, și frigidiere, și tehnica era la noi destul de... Dar era bine, știți, timpurile poate să schimbe. Văzând acum în care parte merge Uniunea Europeană, trebuie să schimbe. Și trebuie să fim în mare parte deschiși către toată lumea. Și nu numai Uniunea Europeană, și nu numai Rusia, și nu numai Statele Unite, dar și China. Dar și, uitați-vă, sunt foarte multe țări, Arabia Saudită, Turcia. Noi trebuie să fim deschiși către tehnologii informative. Pentru că de acum nu suntem în evul mediu. Noi acum putem, de exemplu, să pregătim oamenii între aceste tehnologii să facă diferite programe pentru calculatoare, să facă diferite producte intelectuale. Și trebuie să investim în învățătură, trebuie să investim în studenți, în universități. În momentul când noi distrugem, sau această guvernare actuală distruge, este o problemă. Pentru că rezultatele la aceste distrugeri sau închiderea la școli va fi mai pe urmă. Noi ținem minte, de exemplu, după conducerea... E deja se începe a resimți în situația când a fost făcute un pic mai înainte. Elementar, 2009, rata infracțiunilor care erau comise în Republica Moldova era cu mult mai mic. Acum cresc. Și cresc că infracțiunile, oamenii sunt duși între această situație ca să implici în chestiile astea de infracțiuni. Pentru că, iarăși, au de plătit credite, sunt probleme, au de întreținut familie și fac acest pas și nimeresc la pușcărie. Și iarăși nimeresc în... Este ca un cerc vicios. Este o problemă. Și această responsabilitate, evident, o duce politicul din Republica Moldova, care în mare parte noi vedem au eșec după eșec. Tot ce se întâmplă, ori este un teatru regizat dintr-un gust foarte prost, ori eșecuri. Noi avem un succes între acești ani, alegerea președintelui. În mare parte,
Președintele a fost ales de peste 800-900 de mii de oameni. S-a ales și oamenii care erau în Rusia. Eu cred că 1 milion de oameni se implică în aceste alegeri. Uitați-vă și susținerea are acest președinte. Mai departe, el vine la putere. Și noi vedem că această guvernare ia toate atribuțiile care sunt posibile și imposibile. Aceasta este în mare parte o bătaie de joc față de poporul care a ales președintele, care au investit în acest președinte și aceste date care au fost acum, acest sondaj arată în mare parte. Până la sondaj, domn Pascaru, mai vreau să rămânem și la relația România-Rusia cu Republica Moldova. Președintele Igor Dodon depune eforturi de când este investit în funcție considerabile pentru a îmbunătăți relațiile cu Rusia. Și asta se vede, cum ați spus dumneavoastră, prin indicii economici și prin faptul că noi transmitem sau se, din punct de vedere economic, revenim la relațiile pe care le-am avut cu Rusia. Dar vorbeam despre comerț. Dar, din păcate, cum am discutat mai înainte, guvernarea pune piedici acestei relații Republicii Moldova cu Rusia. Cum poate găsi numitorul comun, pentru Parlament și Guvern în relațiile cu Rusia? Credeți că el este real sau ei vor sta tot timpul în poziția aceasta că nouă nu ne trebuie Rusia, relațiile cu Rusia și noi vom merge doar cu fața spre Uniunea Europeană? Elementar. Să avem în vedere ce s-a întâmplat în această perioadă de conducere a alianței acestei guvernări, au avut numai eșecuri. În mare parte, într această perioadă s-a petrecut acest furt a miliardului, distrugerea băncilor și altor probleme mari, naționale, care sunt, care ne-au dus faima și peste hotare. Ele nu vor fi iertate de simplu popor. Furtul miliardului vă ține minte mult lungă. Strănepoții noștri. În momentul acesta ei își găsesc o tutelă internațională în Occident și noi vedem că se încearcă diferite scheme. Ba să implice în Constituție integrarea europeană. Ei cred că dacă a scrie integrarea europeană, europenii a să deschidă brațe și a să spui veniți moldovenilor la noi, problemele voastre interne atât de majore. A doilea, ei încearcă să-și iei acest vector european, să-l privatizeze. Încearcă să, pentru că nu au rezultate bune pentru acest popor, pentru această țară. Pentru că mult s-a utilizat acest subiect, proiect de țară, și au spus proiect de țară de atâta ori până și vedem că s-au micșorat și ministerele, până și noi vedem rata de corupție a funcționarilor de stat, practic este în top. Până și noi vedem că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa și nu numai din Europa și oamenii în fiecare zi pleacă dintre această țară. Noi vedem că sunt în mare parte, este focalizat. Și deja nu mai pleacă doar cei din spațiul rural, dar deja, asta este cel mai trist, este în sondaj specificat lucrul ăsta, în sondajul pleacă de astăzi. Pleacă și oamenii de la oraș. Pleacă oamenii din oraș, exact. Este din orașele problemă, mari. Pentru că uitați-vă, iarăși după acestea sondaje, noi vedem că s-au închis multe companii, s-au închis multe companii. Au rămas companiile mari care sunt de construcție și fac apartamente. Dar cine vor trăi între aceste apartamente dacă în mare parte sunt puține perspective? Dacă, de exemplu, o lea familie care este la noi Republica Moldova, nu poți să întreții familia. Și oamenii aleg să plece. Este important că acest proiect de țară care a fost vehiculizat în mare parte prin toate televiziunile, pe la radiouri, trebuie să fie implementat și trebuie să fie implementat din clasa politică. Dar, iarăși, clasa politică nu trebuie să servească la interesele acestea geopolitice, a țărilor mai mari. Noi trebuie să fim cu toți prieteni. Federația Rusă, în mare parte, era îngropată prin anii 90-89 de Occident. La fel era intenționat un proiect a Occidentului care au făcut acest lucru foarte bine și iscusit. După destrămarea Uniunii Sovietice, toți credeau că gata, nu se mai ridică Rusia, se va despărți. Dar noi vedem în acești 15 ani miraculoși, așa să spunem, Rusia se ridică. Rusia pe plan internațional își impune pozițiile. Și atunci ar fi noi atât de mici, ar fi banal ca să nu facem o politică corectă între o putere atât de mare care își îmbunătățește. Occidentul Mijlociu,
se războiesc toți, practic, acolo, toți sunt implicați între acestea mari scandaluri. Israelul stă dintr-o parte și tace. Are armată puternică, are o economie puternică, are niște oameni care într-adevăr, sunt patrioți acestei țări. Ei nu se implică în conflict, ei fac business. Fac business, își întăresc țara, își întăresc armata, își întăresc securitatea. Mossadul este una cea mai puternică securitate în mare parte. Noi, aflându-ne din lume, la punte între Est și Vest, am putea să devenim o țară foarte puternică din punct de vedere. În moment când avem niște politicieni care într-adevăr sunt patrioți și interesul național este mai presus ca interesul personal. Aici și este problema. Aici și e miezul. Regia, rog să faceți legătura cu domnul Nazaria, că ne dorim să-i adresăm și domnului Nazaria aceleași întrebări. Îmi spuneți când este gata legătura. Da, și vedeți că aici contează mult că atunci când vrei să îmbunătățești ceva, ți se pun piedici și asta e cel mai grav, că poporul, având în spatele său numărul acela numeros de oameni care au decis și au văzut programul electoral, acum sunt și ei împiedicați de efectul acesta pe care îl creează unii. Fiecare presiune trezește o rezistență foarte mare. Noi vedem că strategiile acum politice care sunt, de fapt, că Partidul Democrat nu va ieși la referendum sau Partidul Democrat va face o alianță cu partidele din dreapta împotriva Partidului Vroiam Socialist. Vreau să vă întreb despre aceasta, dar dacă de fapt, până domnul Nazarie intră pe fir... Toate piedicile care sunt împotriva... Asta a fost surpriza surprizelor. Cum poți să declare acest lucru, că faci doar alianță cu dreapta, ca să dar nu mai greșim cum am greșit declarăm în patronii, alegerile Cum putem noi să declarăm patronii domnului sau oamenii care au finanțat acest partid, da, al domnului Nastas, Țopa, faceau business cu partidele, cu oamenii din Partidul Democrat. Adică ei sunt undeva pe aproape, păi, sunt chestii de afaceri mari. Bine, dar în cazul în sau care tu te lupți în așa partidul nostru, de te exemplu, lupți în așa hal și la urmă să zici, să declari că tu faci alianță cu ei. Întotdeauna, în fiecare conflict noi trebuie să găsim care este motivul principal. Este foarte simplu. Uitați-vă, care este motivul între cearta dintre președintele Partidului Democrat și președintele partidului nostru, Renato Satei. Chiar și business. Oamenii se felicitau la zile de naștere unul pe altul, faceau business, afaceri împreună, la un moment dat s-au întors și se războiesc jumătate de țară. Ăștia războiesc din Moscova, Renat. Dar moldovenii mor de foame în continuare. Dar noi privim acest spectacol și așteptăm, poate cineva să întoarce cu fața la noi, în afară de Dumnezeu. De unde să-i se facă milă dacă ei nu înțeleg și realitățile sunt diferite? Oamenii le trăiesc o realitate și cei de sus acel bogat pe cel sărac nu-l înțelege. Nu-l înțelege niciodată. Regia îmi spune că avem legătura cu domnul Sergiu Nazaria. Domnul Nazaria, bună seara! Bună seara, doamna Margareta, salutări și respect domnului Nicolae Pascaru. Da, domnul Nazaria, vă mulțumim. Vă rog frumos și dumneavoastră să vă expuneți vis-a-vis de tema acestei emisiuni. Putem sau nu să avem o relație prietenoasă atât cu România cât și Rusia în situația în care geopolitica își spune efectul și în Republica Moldova partidele politice au împărțit poporul în două? Da, eu absolut mă solidarizez cu opinia domnului Pascaro. Într-adevăr, noi trebuie să promovăm o politică externă multivectorială și nu doar cu Rusia și cu România, dar și cu alte țări, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, cu Turcia și în genere cu tot spațiul CSI. Noi trebuie să avem relații cât se poate mai strânse. În primul rând, politice bune și dacă vom avea relații bune politice, vom avea relații bune economice. Faptul că, și corect a spus și domnul Dodon, și o repetată ideea lui în emisiunea dumneavoastră, domnul Pascaro, faptul că confruntă diferite centre geostrategice, geopolitice pentru dominație în anumite zone ale lumii, desigur că pe noi direct sau indirect ne afectează, dar asta nu înseamnă că noi, în mod obligator, trebuie să participăm la această confruntare de partea cuiva. Noi putem să rămânem în afara conflictului la maximum posibil, cât e posibil. Deci, dar pentru asta noi trebuie să avem, fără îndoială, o conducere, o guvernare care stă, cum s-a exprimat domnul Nicolae, poziții național-statale, care să reflecte, să apere interesele Moldovei, a moldovenilor, a tuturor cetățenilor țării astea.
Domnul Nazaria, Rogozin a fost declarat persoană non grata în Republica Moldova și am asistat la un spectacol pe care l-a coordonat Partidul Democrat și Guvernarea. Pe de altă parte, Traian Băsescu, zilele acestea vine în Republica Moldova și se întâlnește în Ialoveni și în alte localități cu oamenii. Participă la emisiuni politice, emisiuni, talk show-uri. Spuneți-ne, vă rog frumos, aceasta nu este o intervenție în politicul din Republica Moldova și nu putem să-l declarăm și pe Traian Băsescu persoană non grata în Republica Moldova? Nu, în primul rând, guvernarea asta noastră despre care noi vorbim, ea nu stă pe pozițiile național-statale. Deci nu apără interesele Moldovei, ci apără interesele celor stăpânilor săi de peste hotare, inclusiv a României. Această guvernare se ocupă cu distrugerea Moldovei și sub aspect economic, și sub aspect umanitar, ideologic și moral, și desigur că politic. În contextul ăsta, extradarea, declararea lui Rogozin persoana non grata, fără îndoială urmărește scopul de a rupe relațiile cu Rusia. Rusia este unul din principalii noștri piloni externi ai statalității noastre și Rusia este obiectiv interesată în existența Republicii Moldova, deci dacă rupim relațiile cu Rusia, slăbim statalitatea. În sensul ăsta, guvernarea lucrează în interesul subminării Moldovei, pentru subminarea Moldovei și în interesul ruperii relațiilor noastre cu Rusia, ceea ce este și în interesele Occidentului și în interesele unor cercuri antirusești, rusofobii din Occident, inclusiv a cercurilor guvernatoare ale României. Băsescu este unul din exponenții ideii României mari, anexării Moldovei la România, lichidării statalității moldovenești. El nu recunoaște existența poporului moldovenesc, nu recunoaște dreptul nostru la stat independent, la statalitate. Deci, în sensul ăsta, invitarea lui Băsescu în Moldova și crearea posibilităților lui pentru activitatea lui politică, pentru propaganda ideilor unioniste, vine, reiese din logica existenței și politicii guvernării actuale. Deci ei schimbă poporul moldovenesc pe dreptul, sau vând poporul moldovenesc, schimbându-l cu dreptul pe care le oferă Occidentul de a preda acest popor. Ei, plata este ruperea relațiilor cu Rusia. Putem spune că această vizită este mai gravă decât o vizită atunci care a fost întreprinsă, care se dorea a fi făcută de Rogozin? Știți cum, eu totuși nu i-aș acorda o atenție atât, o importanță nu i-aș da atât de mare lui Băsescu, deoarece el este un cadavru politic. Mai degrabă, el este un simbol al luptei cercurilor revanșarde românești pentru recrearea României mari din contul înghițirii Moldovei. Dar pondere reală el nu are nici în România, nici în Moldova. Noi cred că îi acordăm prea multă atenție. Desigur că, încă o dată repet, declararea lui Rogozin drept persoană non grata are drept scop de a înrăutăți brusc relațiile Moldovei cu Rusia, dar dacă vorbim de guvernarea dată concretă a noastră în funcție cu Plahotniuc, desigur că asta este și o lovitură împotriva lui Dodon. Încercarea de a slăbi pozițiile lui Dodon, de a-l discredita în ochii electoratului, din fericire nu le reușește. Noi putem declara că sau amestec extern al lui Băsescu în treburile Republicii Moldova? Păi eu doar pentru asta și există, încă și mai trăiește pe lume, ca să se amestece permanent în afacerile interne a Republicii Moldova. Dar despre asta și vorba, că guvernarea noastră nu apără interesele național-statale. De aceea politica lui Băsescu este ceea ce promovează astăzi în practică, în toate domeniile economic, politic, umanitar, guvernarea actuală. Domn Pascaru, mi-ați făcut un semn. Ați vrut ceva să întrebați domnul Nazarie? Nu, mulțumesc. Domnul Nazarie este unul din aprigătorii, luptători ai statalității Republicii Moldova și de a fi fost ca în mare parte să fie politicieni așa cum sunt istoricieni, cum sunt domnul Nazarie, era un succes enorm național și internațional a țării noastre. Domnul Nazarie, vă mulțumim tare mult, vă dorim o seară frumoasă. Da, și de semne dumneavoastră, la revedere.
Să continuăm tema. Vis-a-vis de aceste două implicări pe care una e transformată într-un show și alta, bine mersi, vine un om politic din exterior și se întâlnește cu alegătorii și cu oamenii în Moldova. Haideți să luăm, de exemplu, un exemplu mic. De exemplu, un polcean din Ungaria vine într-o deplasare în România, o mare parte prin ținuțe cu ies, prin parte unde trăiesc mulți unguri și începe a face așa o zombare politică a baștinașilor care sunt acolo cu pașapoarte românești. Ce se va întâmpla, da? Fie să fie de etnie, era să fie extradat și numit persoana non grata, pentru că românii și-au demnitate. Noi, moldovenii din Republica Moldova, trebuie să facem posibil ca să încercăm să această problemă să o scoatem din mediul acesta TV, pentru că în fiecare zi, dacă este lovită statalitatea acestei țări, nu este recunoscută suveranitatea, dacă este lovită în mare parte de pulcenia statelor străine, fie din Rusia, fie din Ucraina, din România, noi avem o problemă gravă, o problemă majoră. Unioniștii au probleme mari, au o criză de lideri, pentru că în mare parte, după decăderea Partidului Liberal, după ce cum au sabotat sau au gestionat acest oraș, municipiul Chișinău, se pierde toată încrederea între această idee unioniste. Și considerați că această persoană din exterior reprezintă colacul de salvare al unioniștilor în Republica Moldova? El încearcă să mai inspire oamenii la acest sentiment unionist. De fapt, aceasta este o utopie frumoasă a unioniștilor care nu se va întâmpla niciodată. Unirea poate fi în momentul când se destramă Uniunea Europeană și se unește o Moldovă mare, așa cum a fost în hotarele Moldovei Mare în istorie pe perioada lui Ștefan cel Mare. Pentru cum poți fi România Mare, așa când o parte de România sunt unguri, o parte secui, o parte sunt teritoriul luat de la Bulgaria? Clar, când va fi aceste azaruri, când vor fi împărțite, moldovenii se vor trage la moldoveni. Și Băsescu, el nu știe ce cere. Știți cum spune, aveți frică de visurile voastre, poate să realizeze. Și închipuiți-vă, în Senatul României avem o majoritate de moldoveni. Iarăși este utopie pentru ei. Dar să știți că anume pe această platformă unionistă se câștigă mulți bani. Pentru că undeva prin București sunt diferite fonduri pentru ajutorarea românilor de pretutindeni și așa mai departe. Și ei fură. Pentru că să nu fi fost furați acești bani, de mult era unire. Politicul nostru așa de fidel, care la avem trebuie să fie unire. La deputații ăștia din Parlament, noi vedem că iau majoritate. Păi din păcate, vedeți, oamenii nu înțeleg aceste lucruri. Și așa e. Păi ceva milioane de dolari și de mult face unire. Să vrut să fost unire. Dar nu s-a dorit niciodată. Trebuie asta să spunem, că nu s-a dorit niciodată asta. Pentru că uitați-vă, Mihai Ghimpu, probleme de imagine, pentru că, într-adevăr, acest oraș a fost prefăcut într-o grămadă de ruine. Acum, cât de cât noi vedem Ștefan cel Mare, cât a fost chertoacă înlăturat de la funcțiile sale. Și acest partid, să luăm partidul ăsta care l-a alcătuit domnul Șalaru, și iarăși domnul Șalaru în spate multe probleme cu acelea trenuri care nu au ajuns la destinație, care s-au prindeau pe drumuri și ele costă miliarde, milioane costă din bugetul nostru național. Acestea sisteme antirachetă din armat, iarăși vândute. Acestea sunt niște combinatori care fură această țară. Acestea sunt niște șoareci de ăștia de cașcaval care stau și numai caut ceva să fure. Și domnul Băsescu, văzând că ideea națională a lor unionistă, univa la pământ, și mai vine să mai ridice acestea spirite. Dar iarăși, ce-i bine la poporul nostru că nu se duc în eroare atât de mult. Cu toate că, în mare parte, mulți au pașaportul român, și pleacă cu acest bilet după hotare, da? În mare parte așa și s-a luat mulți pașaportul român. Dar puțin se duc la alegeri. Noi observăm câți aleg. Dar cel mai grav este, domnul Pascaru, că chiar și aceste vizite trezesc o antipatie la cealaltă tabără. Și aici iarăși dezbinarea și ura se adâncește. Și asta nu este bine. Noi trebuie să înțelegem că lucrurile în politică sunt altceva și noi între noi să nu ne războim.
în taberele momentul, să nu mai existe. În momentul când la unioniști în echipă sunt așa oameni cum este domnul Ghimpu și domnul Băsescu, Chirtoacă, Șalaru, să știți că acesta este un vis pentru oamenii care sunt stataliști, pentru că niciodată nu va fi unire. Închipuiți-vă, s-a fost unionist primarul general, domnul Chirtoacă, hospodar. Trebuie să fie un exemplu pentru toată Europa. Trebuie să fie, chiar și noi, oamenii care credem în Republica Moldova, stat suveran, băi, uitați-vă, omul ăsta este ajutat de România, uitați-vă și faci, niște, avem niște autostrăzi, avem niște tramvai, troleibus, metro acum se construiește, înțelegeți? Era o utopie atât de frumoasă, cât noi credem poate singuri într această unire. Dar văzând ce dezastru este din urma acestui om care se pretinde de a fi unionist, care se pretinde ca un partid de unioniști, Doamne ferește, închipuiți-vă și poate să fii cu Chișinău, cu Republica Moldova după o eventuală... Nu cred că Chișinău și chișinăuienii vor mai rezista încă o experiență de 8 ani sau de 9 ani cu un alt primar care să ne ducă în răutățirea situațiilor, pentru că este gata, e limita. În Chișinău trebuie să vină un gospodar apolitic să se apuce de treabă și să facă în continuare ca orașul să înflorească și să nu mai dezbine atât pe corupție și pe politic municipiul Chișinău. Vreau să vorbim despre un pic despre sondajul de astăzi a IDIS Viitorul. Se spune în unele mass media, deja a apărut, că micșorarea cu 6% a celor doi, dar și la altor lideri politici, în încrederea față de politicieni, ar fi ceva nefast. Mie îmi pare că aici este o altă situație foarte delicată. Până la urmă, președintele Igor Dodon are 32,4% de încredere, urmat de Maia Sandu cu 17% încredere. Iar când se vorbește despre acea scădere, nu se ține cont de faptul că întrebările sunt adresate un pic altfel și în sondajele celelalte și în sondajul acesta. Și aici este vorba despre o întrebare deschisă și o întrebare închisă. Vedeți, sunt niște șiretlicuri sociologice care până la urmă sunt preluate ca titluri de știre și sunt vehiculate. Întotdeauna a fost, chiar spune cuvintele lui Stalin, că este important nu alegerile, dar este important aceia care numără voturile. Și între aceste sondaje tot sunt niște momente care duc în eroare. Profesioniștii sociologii cunosc în luna septembrie, octombrie, nu se fac sondaje. Sondajele se fac mai la sfârșit de an. Pentru că după vară oamenii mai sunt care veniți din vacanță, care încă nu sunt acumulați cu problemele care sunt de zi de zi, nu sunt poate implicați într-atât în problemele. Pentru că nu toți trăiesc la noi în Republica Moldova cu politica sau cu viața politică. Asta oamenii care mai mult la oraș și iarăși nu toți. Acestea sondaje în mare parte arată. Dacă să luăm oamenii care nu au fost determinați, care sunt pentru președintele țării, sunt 67%. Asta este un succes enorm pentru domnul Igor Dodon. Iarăși, Partidul Socialiștilor este o forță majoră la noi în Republica Moldova și sondajele arată că este pe primul loc. De aceea au început mai multe declarații de la Partidul Democrat să facă mai des, să încercă diferite strategii de a ne face această aripă pe dreapta, pentru că, într-adevăr, pentru ei, Igor Dodon este un pericol destul de mare și ei înțeleg și încearcă să aducă la emoții partenerii occidentali și să încearcă să spare americane sau occidentale cu tancurile rusești, precum dacă ar veni dacă Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor. Da, o să înceapă să plimbe tancurile la noi pe în Moldova. Da, astea este niște povești care noi le-am mai auzit și mai de mult. În mare parte, oamenii care au participat la acest sondaj au dat clar de înțeles că persoana în care are încredere, cel mai interesant, eu tot am trecut pe un sondaj și m-am uitat, persoana care are încredere este președintele țării. În momentul când nu are atribuții, în momentul când toți văd că acest om încearcă, face un pas înainte și se luptă zi de zi. Mulți îl condamnau, mulți se spuneau de fapt că ar fi o alianță între Dodon și între Plahotniuc. Noi vedem ce alianță poate fi când ești îmbroșcat atâta timp, când ești în mare parte
luat și din atribuții, când încearcă să atenteze la imaginea sa pe plan internațional, și anume cu problema cu ambasadorii. Zice, văzând ce spun sondajele, zice că va face alianță în viitorul parlament cu dreapta. Oricine din partidele care vor acumula, vor trece pragul electoral. Dar elementar, dacă să luăm, să uităm, această sabotare și aceste probleme care se fac special domnului președinte Igor Dodon, cu ambasadorii, cu jurnaliști care sunt expuși, și toate acestea mile, sutele de probleme, și noi vedem în fiecare zi câte o problemă îi născoșesc. Acesta este un sabotaj național împotriva la tot poporul a Republicii Moldova și este un sabotaj pentru că dacă vezi că vin mulți bani din Federația Rusă și de la migranți și de la acest comerț care îl fac agricultorii noștri, de ce faci probleme? Aici este mare. De unde să iei tu bani, mai departe să plătești pensiile? De unde să strângi bani în bugetul țării? Ei văd că vama aduce bani de la export în mare parte. Mai e ceva, mai export, mai e... Dar iarăși, de unde să aduci bani dacă nu va fi aceste relații bune? Pentru că noi suntem, noi punem mai mult, suntem o țară agrară și noi punem meri, prune, acolo diferite legume, diferite fructe, pentru că noi nu avem aici petrol, nu avem zăcăminte de aur și mai departe. Și închipuiți-vă, între aceste declarații sau între aceste probleme cu ambasadorii, fermierii noștri mai primesc chiar o palmă. Vă închipuiți-vă când sunt iarăși expulzați din țară ambasadorii, fermierii care au sădit copaci sau hectare, ei acum așteaptă și să vină pentru... Dar și să fie, ei, când în momentul când iau credite, când au lucrători, când la dânșă... Sunt fermieri care lucrează 500 de oameni la dânșă, care țin ca pe perioada sovietică, colhozări întregi. Dar asta este o muncă enormă. Și deci, iarăși oamenii statul, așteaptă politicul, ca relațiile să fie, să fie prietenoase. Prietenoase și cu o țară bucurat, și cu alta. Eu m-am bucurat când am văzut pe președintele țării alături de Vladimir Putin, care este o voce în lume, în politica mondială, pe Piața Roșie și cânta imnul Republicii Moldova. Dacă ar fi președintele țării Igor Dodon să fie la Casa Albă, la Washington, tot așa, m-aș bucura, mă! Sau în Bruxelles, sau să fie în altă țară, este un lucru bun. A noștri sunt acolo, el promovează interesul țării, interesul național. Și în momentul când guvernarea încearcă să pui bieț în roate, este o problemă și este o prostie enormă. Și oamenii văd. Că noi tot nu suntem orbi. Aici nu pot să nu vă întreb despre decizia PD-ului de a schimba, de a face modificări la Constituție pe tema integrării europene. Aceasta nu este o situație de înrăutățire a relației cu... Haideți să vedem. Partidul Democrat intră în Parlament cu câte voturi, câți deputați? Puțini. Au trecut 3-4 ani, s-au întâmplat că au luat majoritatea. Apropo, în sondaj PD-ul au 2,9%. Isteria lor este explicabilă, nu? Că eu înțeleg vrea să că facă... isteria, dar dacă noi clar să vedem această situație dintr-o parte, se mai întâmplă într-o țară democratică din toată lumea, când în Parlament sunt trimiși deputați dintr-un partid cu niște obiective, cu o programă, pentru că acești deputați au fost votați de oameni, oameni de la țară, din centre raionale, din orașe, care au dus o programă și acolo s-au schimbat opiniile, acum pleacă cu niște idei de astea năstrușnice. Aceasta este problemă. Problema asta trebuie oprită. Oamenii simpli, noi nu putem să oprim, pentru că acolo merge vorba de niște oameni giganți între acestea partide, niște oameni care au atâția bani. Nu, noi putem bani, să oprim, domn Pascar, care... noi putem să oprim. Noi știm în 2018 ce să facem și cum să votăm. Asta este. Și cine dorim noi? Oamenii au simțit cel mai mult din toată lupta aceasta geopolitică, care este momentul pozitiv și negativ. De aceea noi este știm. Este important ca oamenii să dea seama ce se întâmplă între această țară. Să analizeze situația la rece, să cântărească, să nu fie duși în eroare de diferite, pentru că au diferite metode. Eu chiar am văzut și... Timpul nostru a expirat, de ce facem așa o concluzie? Aceste proteste care au fost acum duminică de Maia Sandu și din Astasă, oamenii nu mai ies, oamenii nu cred în ei. Și acesta este relatat și în sondaj. Deci mesajul nostru este că ne dorim omul simplu, își dorește o relație frumoasă atât cu România cât și cu Rusia. Și să avem politicieni care să nu pună piedici unor mici crâmpeie de îmbunătățire a relațiilor cu un stat care până la urmă face politică mare.
Noi trăim în secolul 21. Ar fi bine să trăim bine și frumos, așa cum o trăiesc oamenii prin toată lumea. În toată lumea. Este bine ca să muncim mult, policienii să facă rost și să aducă condițiile ca lumea să poată munci aici acasă, să avem o securitate bună și să vedem într-adevăr ziua de mâine, să o vedem senin. Eu cred că să fie tot bine, dar este important să înțelegem și să trece clar într-această țară. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio, domnul Zăreia, și dumneavoastră vă mulțumim pentru intervenția pe care ați avut-o. Domnilor și domnilor, vă doresc o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Intersecția RM. La revedere!